Dar nu știu ce înseamnă că am abandonat Republica Moldova, pentru că și anul acesta am fost prezenți acolo și cu finanțare și cu măsuri de sprijin instituțional. Știți cum e? Dragoste cu forța nu se poate, chiar dacă sângele apă nu se face. Ca să folosesc două vorbe românești care sintetizează puțin abordarea pe care am avut-o.